În clipul de astăzi vom face ceva diferit față de ce am făcut până acum și vom încerca să stabilim măcar în FIFA 22 cine a fost mai bun dintre Hagi și Stoichkov. E o dezbatere mai veche, așa că am instalat un mod care ne lasă să utilizăm toți jucătorii Icons și în offline, nu doar în Ultimate Team, cu care vom putea să-i testăm pe cei doi mari fotbaliști. Însă, înainte să trecem la treabă, hai să vedem o scurtă istorie a celor doi și între timp te poți abona la canal dacă nu ai făcut-o până acum. Gheorghe Hagi, zi și Maradona din Carpați, a jucat ca playmaker, avea o viziune mai bună asupra jocului și pasa mult mai bine și evident mult mai mult față de bulgar. Cumva normal, având în vedere că Stoichkov a jucat mai avansat, avea o viteză debordantă și era letal în careu. Hagi a trecut pe la Real Madrid și Barça, cea din urmă fiind echipa pentru care a evoluat și Stoichkov și unde bulgarul a avut mult mai multe reușite decât românul. 13 trofee, inclusiv 5 titluri în Spania și Cupa Campionilor în 92. Gică a jucat finale europene mai devreme decât Stoichkov, reușind să câștige o Supercupa Europei cu Steaua în 87, dar vârful carierei l-a prins în Turcia la Galatasaray, cu care a cucerit 10 trofee, cele mai importante fiind Cupa UEFA și din nou Supercupa Europei în 2000. Cei doi și-au dus și reprezentativele pe cele mai înalte culmi, Mondialul din 94 fiind amintirea lor cea mai de preț. Hagi s-a oprit în sferturi, iar Stoichkov a reușit să urce o treaptă mai sus, ajungând în semifinale și a fost răsplătit cu balonul de aur în acel an. Dacă ești pasionat de cifre, ai și tabelul ăsta pe ecran. Gata cu prezentările, mergem în FIFA unde am pregătit un duel interesant. Pe Stoichkov îl vom pune în echipa Barcelonei, iar pe Hagi la rivala Real Madrid. Însă pentru a le face puțin mai echilibrate, le vom da și ajutoare. Am ales câte 3 jucători Icons cu care cei doi au fost colegi în perioadele petrecute la aceste echipe. Lângă Hagi vor juca Hierro, Hugo Sanchez și Butragueño, iar lângă Stoichkov i-am adăugat pe Koeman, Pep Guardiola și Laudrup. Vom pune cele două echipe în carieră să se lupte pentru campionat în La Liga, apoi le vom pune într-un turneu de tip Cupa Mondială în care vor concura cu echipe naționale și la final le vom vedea într-un duel direct. Începem cu cariera, unde voi controla o echipă neutră și voi simula un sezon întreg. Hai să vedem cum s-au descurcat cele două echipe, vedem clasamentul de la coadă spre cap și Realul lui Hagi reușește să se claseze mai sus, reușind chiar să câștige La Liga, iar pe 2 este Barça la doar 3 puncte. Aruncăm o privire și pe celelalte competiții așa de amorul artei, iar Atletico, echipa pe care am controlat-o, a câștigat Champions League. Ce simplu e să fii antrenor! Ne uităm pe statistici și vedem că Hagi a reușit să marcheze 15 goluri în 31 de meciuri, Stoichkov a marcat 12 goluri în 36 de meciuri, așa că bravo Gică! Hagi reușește și 9 pase de gol, așa că dublu bravo Gică și primește chiar și un cartonaj roșu și asta nu mai e de felicitat. Așadar, primul punct merge în dreptul lui Hagi. Mai departe am pus cele două echipe într-o cupă mondială denumită Cupa Mondială. Am dat randomize și Real este în grupă cu Argentina, Austria și Scoția, iar Barça lui Stoichkov este în grupă cu Noua Zeelandă, Canada și Ucraina, grupă mai simplă pentru bulgar. Am găsit și România pe aici, într-o grupă cu SUA, Islanda și Ungaria. Am simulat grupele și hai să vedem cum s-au descurcat cele două. Madridul lui Hagi iese din grupă de pe poziția secundă, reușind la golaveraj calificarea. Barça câștigă grupa, 2 victorii și un egal, așadar proba continuă. Așa, ca fapt divers, România reușește doar un punct. Barcelona întâlnește Olanda, dăm simulare și trece mai departe la limită, 1-0, gol marcat de Laudrup. Hagi are și el o misiune dificilă, va juca cu Franța, iar rezultatul final este 2-1 pentru Real. Iată că și Hagi merge mai departe, cum ar fi să-i vedem în finală? Stoichkov va juca cu Germania, iar Madridul lui Hagi va juca cu Mexic. Meci greu pentru Barcelona, care însă reușește să treacă mai departe, iată 2-2 și 4-3 la penaltiuri. Stoichkov marchează și în 90 de minute și de la 11 metri, foarte, foarte tare. Real vs. Mexic n-ar trebui să fie probleme pentru Hagi, așa și este, 3-2 cu gol marcat de Hagi. Iată că cele două echipe se țin tare și ajung în semifinale. Barça joacă prima cu Cehia, iar rezultatul final este 4-1 pentru catalani. Stoichkov marchează din nou, marchează și Koeman și Laudrup. Barça e în finală. Hagi întâlnește Argentina, echipă în fața căreia a strălucit în 94 și pe care reușește să o scoată și acum,
2-0 pentru Real și avem finală între Stoichkov și Hagi. Iată că echipele cu Icons sunt mai puternice decât celelalte. Hai să vedem ce se întâmplă în finală, simulăm chiar acum, iar rezultatul final este 2-1 pentru Stoichkov. Așadar, meciul direct dintre cele două va fi decisiv și mergem direct acolo. Am ales ca meciul dintre Real și Barça să se joace cu un trofeu pe masă, așa că cele două echipe își vor disputa finala Cupei Spaniei, sau cum îmi mai place mie să-i zic, trofeul cine este mai bun dintre Hagi și Stoichkov. Cele două echipe își fac acum apariția pe teren, protagoniștii clipului de astăzi sunt și capitani și abia aștept să vedem cine va ieși câștigător. Prima minge a finalei aparține Realului și în acest moment s-a dat startul unui duel ce se anunță interesant. Realul pasează foarte bine, mingea ajunge la Sanchez, mai departe la Butragueño, Hagi cu o pasă frumoasă din prima deschide jocul la Vinicius, brazilianul însă vrea să intre în centru, caută sprijin, îl găsește pe Butragueño, mai departe la Toni Kroos, Toni Kroos este în careu, centrează Toni Kroos și se aude fluierul, se pare că va fi penalti. Incredibil, va fi penalti pentru Real Madrid, camera nu prea ne ajută, trebuie să vedem ce s-a întâmplat acolo. Se pare că mingea l-atinge pe mână pe Jordi Alba. Ne folosim și de VAR să vedem ce s-a întâmplat aici și se pare că de fiecare dată mâna fundașului va deveni un magnet pentru minge în careu. Hagi și-a rolul de capitan în serios și este cel care își va asuma acest penalti. Hagi față în față cu Ter Stegen și da, reușește să marcheze 1-0 pentru Real din minutul 5. Bucuria lui Hagi este un pic toxică dacă mă întrebați pe mine, parcă nu prea-l văd făcând asta în realitate, însă nu mai contează. Tot ce este important este că din minutul 5 Realul marchează, este 1-0 contra Barcelonei. Cât de bine bate Hagi acest penalt, iată vincul curat, nu am văzut multe penaltiuri executate de Hagi, însă acesta a fost perfect și din minutul 5 Realul conduce Barcelona. Stoichkov la minge acum, îi pasează lui Dembele, acesta îi retrimite bulgarului, mai departe la Laudrup, Laudrup așteaptă să fie atacat de cineva, însă nu o face nimeni, îl găsește mai departe pe Stoichkov, dar ce intervenție are Courtois, iată ce ocazie! Pasele Realului merg foarte bine, Butragueño blocat acum de Ronald Koeman, cu noroc mingea însă rămâne la Real Madrid, din nou Butragueño acum intră în careu, minge la bara a doua și Hugo Sanchez marchează, nu a fost offside, 2-0 pentru Real Madrid. Iconul mexican reușește să dubleze avantajul Realului și îl ajută pe Hagi să ia o opțiune serioasă în câștigarea duelului cu Stoichkov. Bucurie în tabăra madrilenilor pe Wanda Metropolitano, însă dubioasă a fost această fază. O greșeală mare în defensivă, noi vedem reluarea însă de la momentul pasei lui Butragueño către Hugo Sanchez. Însă ce s-a întâmplat acolo cu Ronald Koeman și Busquets, doar FIFA ne poate explica. It was at this moment that he knew he fucked up. Dembélé îl pierde pe drum pe Carvajal, încearcă să pătrundă în careu, reușește centrarea respinsă însă foarte ușor. Recuperează Barça sus, Busquets pentru Stoichkov, combinații bune ale catalanilor, din nou Dembélé, Dembélé în careu, Dembélé alege însă să tragă de acolo, putea să și paseze, fanii sunt foarte dezamăgiți, ăsta chiar îl fluieră. Despre Dembélé, chiar Stoichkov declara nu de mult că un astfel de jucător pe vremea sa nu ar fi fost lăsat nici măcar să-i facă ghetele. Voi ce credeți, are dreptate sau e prea dur? Butragueño destul de retras în aceste momente, îl găsește pe Hagi, Hagi cu o pasă bună peste defensivă la Vinicius, pierde un tempo brazilianul, reușește să-i retrimită românului, Hagi ia locul și reușește o centrare, da, este 3-0 pentru Real Madrid, incredibil ce se întâmplă, gol și pasă de gol pentru Hagi în duelul cu Stoichkov de la care așteptăm mai multe, dar se pare că Barça nu vrea să-l ajute. Revedem golul marcat de Hugo Sanchez din centrarea bună a lui Hagi. Nu este cel mai înalt om de pe pământ, dar totuși reușește să marcheze cu capul în poarta lui Ter Stegen. Incredibil ce se întâmplă acum pe Wanda Metropolitano. 3-0 pentru Real în derbiul cu Barcelona. Barcelona recuperează mingea prin Piqué, între timp ajunge la Stoichkov, ce pasă bună îi trimite lui Dembélé, Dembélé în careu, Dembélé însă dezamăgește pe toată lumea și Stoichkov are o reacție nervoasă la adresa sa. Stoichkov primește și așteaptă sprijin, îl găsește pe Guardiola, Guardiola mai departe pentru Stoichkov, ocazie importantă pentru Barcelona, ce intervenție bună are și Courtois, revedem ocazia mare a lui Stoichkov. Probabil că este singurul din echipa Barcelonei care încă mai speră la o remontada.
Este pauză pe Wanda Metropolitano, 3-0 pentru Real Madrid în fața Barcelonei. Iată că echipa lui Hagi reușește să fie mai bună, cel puțin pentru un moment, decât cea a lui Stoichkov. Barça atacă mai mult, mingea ricoșează la Dest, care trece foarte bine de Alaba, intră în careu. Minge trimisă periculos în fața porții de Serginho Dest, iată ocazie importantă pentru Barcelona. Dacă avem reluare, înseamnă că a vrut să tragă la poartă, n-o face rău și Barça dă semne că ar vrea să revină. Minge recuperată, ce ajunge la Stoichkov, acesta se întoarce cu fața la poartă și pasează lui Dest. Dest mai departe la Laudrup, Laudrup trage de acolo și reușește să marcheze cu un șut superb. Pentru un moment am crezut că este offside pentru că toți fundașii erau cu mâna pe sus, dar Barça reușește să revină. Răsplătită Barcelona pentru faptul că a atacat mai mult în acest început de repriză. Revedem faza, revedem pasa bună a lui Dest, nu este offside într-adevăr și Laudrup reușește să marcheze cu un șut superb. Numai Icon i-au marcat, în momentul acesta Barça respiră. Real pare ușor surprinsă de reacția Barcelonei, Vinicius acum la minge, încearcă să găsească o pasă bună, intră în centru, îl găsește pe Hugo Sanchez. Hugo Sanchez alege să tragă de acolo și izbește bara. Putea să mai avanseze mexicanul, însă probabil că și scriptul a zis că un hat-trick ar fi cam prea mult. Corner bătut scurt până la Hagi. Hagi vrea să centreze și este penalti. Mingea oprită de Dembele cu mâna. Numai belele îi creează Dembele lui Stoichkov în această seară. N-ai cum să te apere așa cu mâinile depărtate de corp. Este hands clar. Ne uităm și pe VAR și da, confirmăm faptul că Dembele face un meci execrabil. Hagi din nou față în față cu Ter Stegen. Fanii Barsei se roagă să nu mai primească un nou gol. Hagi își face pașii și nu reușește să-l bată pe Ter Stegen. De data asta Neamțul reușește să pareze. A bătut jos de data asta Hagi, o face destul de slab, iar Ter Stegen își ține echipa în meci. Dembele trebuie să dea drumul la minge din acea zonă, însă Barça pierde foarte ușor posesia. Minge la Luka Modric. Luka Modric! 4-1 Real Madrid! Cred că e cam gata. N-a mai marcat un Icon veritabil, a marcat un Icon în devenire. Cât de bine reușește aici noul intrat Luka Modric să rămână singur, Vinicius îl vede și este 4-1, șut frumos pe lângă Ter Stegen. Experimentul nostru, iată, se îndreaptă către o victorie a lui Hagi. Nu știu dacă Barça va mai avea potențialul să revină, va fi destul de greu din acest moment. Posesia revine Barcelonei, Laudrup acum cu o pasă bună la Stoichkov. Stoichkov are spațiu să se ducă singur. Stoichkov aproape că intră cu mingea în poartă și face 4-2. Bulgarul reduce din diferență. Ne bucurăm să vedem și un gol din partea sa. Revedem faza frumoasă a lui Stoichkov care se duce parcă cu răutate. Parcă a vrut să muște din curtoala acest șut. Probabil și dacă o atingea Courtois nu avea ce să-i facă. Barça mai poate spera însă, mai sunt 10 minute. Barça ar cam trebui să riște totul, minge aruncată de Piqué pentru Dembélé, reușește foarte bine să devieze la Stoichkov. Stoichkov se descurcă de minune și iată este 4-3, incredibil finalul. Stoichkov face dubla și dinamitează la propriu acest final de meci. Incredibil ce se întâmplă în aceste momente pe Wanda Metropolitano, moment în care noi vedem devierea bună a lui Dembele, face și el în sfârșit ceva bun, dar cât de bine se descurcă Stoichkov între fundașii madrileni, iar șutul său fără speranțe pentru Courtois, chiar dacă belgianul reușește să atingă mingea, nu poate face mai mult și experimentul nostru ajunge într-un punct dramatic. Hugo Sanchez la minge, faultat urât de Sergi Roberto, care vede doar cartonașul galben. Nervii cedează în aceste momente pe Wanda Metropolitano, avem parte de un final cu adevărat dramatic. Revedem un fault destul de cinic făcut de Sergi Roberto și doar cartonaș galben pentru acesta. Hagi confiscă această minge, o poziție bună de unde de-a lungul carierei a reușit să marcheze destul de multe goluri. Marcă înregistrată șutul de la distanță pentru Hagi. Se apropie de minge, dar trimite destul de moale. Barça speră că poate să dea lovitura în moment în care ține foarte bine de minge în preajma careului madrilen, momente cu pase scurte, însă trebuie să găsească și o soluție. Dembele se complică, prea multe atingeri, trage la poartă, dar nu poți spera cu un asemenea șut. Mingea ajunge la Jordi Alba, Jordi Alba o pasă pe sus la Laudrup, foarte grea. Stoichkov acum, Stoichkov îl găsește pe De Jong, care trage slab, zici că a vrut să paseze la portar. Minge foarte bună irosită de Barcelona pe acest final.
Barça recuperează și încearcă să mai profite de un atac, dar nu se mai întâmplă nimic pentru că meciul se încheie aici. Victorie pentru Real Madrid, 4-3 în fața Barcelonei și Hagi se impune în fața lui Stoichkov în experimentul de astăzi. Gol, pasă de gol și penalti ratat de Hagi, dublă pentru Stoichkov. Ne bucurăm că am putut să vedem doi mari fotbaliști în acțiune, chiar dacă este doar FIFA. Hagi se impune cu 2-1 în experimentul de astăzi. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, dacă îți plac astfel de experimente, nu uita să te abonezi pentru a nu pierde următoarele clipuri. Aștept și sugestiile voastre în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul de până acum și pentru faptul că ați urmărit până la final acest clip. Până data viitoare, vă las cu decernarea trofeului.